ce am văzut eu. Îmi pare rău. Nu îmi pare rău, îmi pare bine că am văzut. Am putut să compar. Numai că am putut să compar și înainte. Deci am fost prin cenacuri, am citit reviste de cultură, cărți, alea. După aia am văzut și păștea care păreau nebuni. Unii sunt foarte talentați. Bă, la trepte, avem o revistă așa mică, bă, jegoasă, să-mi bag pula. Dar ce scria în ea, la un moment dat, era super de calitate. Era la Histoire, avea o revistă mare. Erau mai mulți. Dar pula mea, ce scria acolo, bă, erau unele texte mișto, dar erau de căcat. Deci, cum să zic eu, la trepte erau doar câțiva oameni. Sunt bacula. Unii se ocupau cu gablonjuri, cu asta, ca astea erau terapiile, ne punea la muncă, într-o câtva. Alții care erau talentați la poezie, la scris, băga de alea. Și chiar iubeam în revista aia, pe cuvânt. Ce ăștia iubeau revista? Era una mică, jegoasă, cu un toner jegos, ajunsesem în foamă, să-mi băpura la un moment dat. Băgam acolo, nu mai aveam toner. Păi de ce? Dă pula mea, că nu mai vrea ăi lați. Nasol. Au fost niște căcaturi când ne-am certat unii cu alții și aici tot pula. Că era ca o mică societate. Acum nu mai știu cum e revistat. Chiar zic, mai vreau să o citesc. E păcat că nu este pe piață. Are, de fapt, câțiva creatori, doar câțiva, care fac chiar mișto. Fac poezie, texte, alea, și le fac mișto. Ăia sunt chiar proști. Ar putea face mișto. Chiar mai mișto. Pula mea, ia. Ia uite, pula mea. Oulu, să-mi dau acolo, uite, arață. E virgină. Bă, trebuie să-i tai ața. Deci, căcat. Pa.